Cum regăsești România de fiecare dată când te întorci? O țară agitată, cu un ritm foarte alert, de la control de pașapoarte, de la aeroport până la traficul de zi cu zi, pentru că Copenhaga și Danemarca este o țară mult mai liniștită, mult mai calmă. Nu există nebunia asta de zi cu zi pe care o simți, energia de aici. Și când am venit acasă, a fost totul... Zic, wow! Până atunci n-am realizat ce avem, cum e aici, știi, cum e orașul, cum e București, cum suntem noi ca nații, când suntem latini totuși, noi nu suntem nordici, avem sângele care ne fierbe în vene de dimineață până seara. Acolo oamenii sunt poate nu la fel de pasional ca noi, dar mai mult rațional și este un alt ritm de viață. Acolo n-auzi claxon, nu te deranjează nimeni, sunt două extreme. Când ești în trafic acolo, cum e? A, nu sunt în trafic acolo, foarte rar. Trafic la mine acolo înseamnă pe bicicletă, când e vremea frumoasă, poate mașină, dar foarte, foarte rar, și metrou. Și totul merge ceas și nu te deranjează nimeni, nu, adică e o plimbare cu bicicleta, cu excepția vremii, care poate să mai deranjeze așa din când în când un vânt sau... Și în afară de vreme, ce te mai deranjează în Danemarca? Întunericul. Acum, începând cu luna noiembrie, avem întuneric de la, adică este noapte afară de la ora 3:30 după amiaza și ține până la a doua zi la 8. Și, adică e, adaptarea la întuneric și la clima de acolo e un proces destul de complicat, sau pentru mine a fost, nu știu cum sunt alții, dar personal vorbind mi-a fost un pic greu să mă acomodez. Cum sunt politicienii acolo, în Danemarca, comparativ cu ce avem noi aici, în România? Foarte normal, foarte, mi se par foarte cu picioarele pe pământ. Adică sunt politicieni care merg metrou, care pe bicicletă, pe... inclusiv regina Danemarcei, care vine adeseori la spectacole la noi. E o femeie extrem de modestă și extrem de, cum să spun, pentru o regină, n-are... ego-ul ăsta sau orgoliu că e cine e, nu, vine cu drag și e mare iubitoare de artă, ceea ce cred că este un exemplu. Marina, au fost 4 ani în care probabil că ți-ai putut da seama cam cum sunt percepuți românii în Danemarca. Chiar așa, cum suntem văzuți? Pentru mine să ajung acolo, neavând români în jurul meu, a fost iarăși ceva nou și a fost diferit, interesant, pentru că am fost primită foarte frumos și foarte bine de către colegi și cred că chiar dacă ei nu știu atât de mult despre România, poate unii știu mai mult, unii mai puțin, dar apreciază și respectă locul de unde ai venit. Ce știu în general despre România? Bineînțeles, Dracula și legenda. Și am încercat să le spui, dar zic, stați un pic, asta e foarte venit de la american și nu e chiar așa. Pentru cei care îți cunosc foarte bine povestea, tu ai plecat din țară nemulțumită. Da, a fost o decizie pe care a trebuit să o iau la momentul respectiv și am plecat pentru că am vrut să-mi duc mai departe cariera așa cum cred eu că vreau să-mi urmez visul ca balerină și ca artist. Dar acomodarea, da, acolo n-a fost una foarte ușoară, pentru că am ajuns pe un tărâm total nou, într-o companie nouă, cu un stil total nou, o mentalitate nouă, dar mult mai deschisă decât ce este la noi. Deci Teatrul Regal din Copenhaga. Știam orașul că îl vizitasem cu un an înainte și am zis întreagă la un moment dat că Copenhaga e un oraș în care mi-ar plăcea să trăiesc, asta neștiind ce se va întâmpla. Și asta a fost, cred că, un plus pentru mine, că mi-a plăcut foarte mult orașul și când am fost prima dată acolo, am găsit lucruri cu care m-am conectat. Și asta a fost un ajutor. Însă, după câteva luni, când ești singur și trece entuziasmul ăla că ești într-o țară nouă și ești... trebuie să te acomodezi cu cultura, cu modul lor de viață, cu programul, cu, cum am spus, cu clima, cu... Sunt multe lucruri de adaptat și inclusiv cu stilul din companie, pentru că noi aici, în România, mergem foarte mult pe școala estică, școala rusească, iar ei au propriul lor stil danez de lucru. Și sunt diferențe mari? Sunt foarte mari. Marina, sincer, regreți decizia de a pleca din România după ce erai practic în prim plan? La operă erai prim solistă. În momentul acela n-a fost o decizie, cum să spun,
n-a fost o fericire că a trebuit să fac decizia, să iau decizia respectivă, însă cu trecerea timpului realizez că nu poți rămâne ancorat în trecut. Adică trebuie să realizez că tot ce ți se întâmplă, cu bune cu rele, e menit ca să te ajute pe tine în viață, să te ducă undeva. Și probabil că ăsta a fost drumul meu, că s-a terminat aici în București la momentul respectiv. Asta a fost. Spune-mi, și-au dat seama danezii cu cine au de-a face? Adică au venit de la început roluri importante sau din contra au fost lucruri secundare? Poziția mea la Teatrul Regal când am aplicat a fost de ansamblu și știam pentru că asta va fi. Dar pe lângă ansamblu am făcut încă din primul spectacol din stagiune am avut rol solistic. Pentru că știau totuși ce am făcut. Crezi că în România poți să ajungi mai ușor în punctul acela sus față de ceea ce se întâmplă în Danemarca? Depinde pe cine ai în față și ce persoane ai în față să te ducă pe acel drum. Pentru că poți să ai oameni care te văd și te propulsează foarte rapid, sau poți să ai oameni care te țin într-o poziție a la lung. Cum arată o zi din viața ta în Danemarca? Începe de dimineață, undeva la 7. Mă trezesc, iau micul dejun, mă îndrept spre teatru, unde ajung la ora 9, la 10 avem studiile, antrenamentul zilnic. Stop! Cu ce te duci la teatru? Acum depinde. Dacă e iarnă și e urât afară, metrou. Dacă e mai frumos afară, bicicleta. Și cum e metrou în Danemarca? E foarte modern, o tehnologie foarte avansată. Nu există șofer în vagon. Și atunci totul este pe bază de computer, de date, nu știu cum exact cum funcționează. Prima oară când m-am urcat în metrou, m-am uitat de două ori, zic, chiar nu există. Nu există cineva care să-l conducă. Adică e un sentiment când vii de aici, sunt lucruri de care te lovești. Țin minte și când am fost în primul an și am văzut reclame cu o libertate a presei și a exprimării extrem de mare, care aici ar fi așa tabu, știi? Și zic, ok, nu mai sunt acasă, trebuie să mă acomodez. E mai rapid cu bicicleta, pentru că pleci din fața apartamentului și ajungi în fața teatrului în jur de 15 minute. În schimb, dacă există vânt, ceea ce este mare probabilitate, pentru că suntem la mare, succes! Eu nu, când e vânt afară sau e vreme urâtă, nu mor pe bicicletă, pentru că e greu să pedalezi. Practic, am zile sau ai zile în care pedalezi împotriva vântului. Nu poți. E ca în desenele cu, nu știu, Fred și Barney sau Tom și Jerry când își fac avânt pe loc și tu tot ești pe loc și tu nu avansezi. Cum sunt colegii? Sunt foarte plăcuți, sunt foarte deschiși să te ajute oricând, dacă ai nevoie de ceva, nu există nimeni să zică nu. Ei nu bârfesc niciodată? Nu am sentimentul ăsta acolo, nu. Există mari diferențe între opera din București și teatrul din Copenhaga? Toată lumea își vede de treabă, nu vii la teatru, adică, sau nu-ți faci treaba ca lumea, ești taxat. Se iese foarte mult în cercuri de prieteni și așa se socializează. Sau lor le place foarte mult să-și invite prietenii acasă. Pentru că, fiind întuneric în iarna și începând din noiembrie până prin ianuarie, așa, o mare parte a zilei ai noapte, au și cultura asta a iluminatului interior, ceea ce este o lumină foarte joasă, dar foarte... Cuvântul danez e hygge, ceea ce înseamnă în engleză un cozy. În română, cum să zici, un confort, așa, să te simți bine. E o cultură asta a lor și ei investesc foarte mult în lucrul ăsta pentru că își petrec foarte mult timp. Nu-ți vine să ieși din casă când vezi că bate vântul dinspre mare și mișcă tot în jur, nu prea-ți vine să ieși să te duci la o plimbare în parc. Și atunci ei investesc foarte mult în decorațiuni interioare, cum își decorează casa, ce fel de lumini, multe lumânări. În casa unui danez o să găsești tot timpul lumânări, bibliotecă cu cărți, plante, lemn, pături. E un stil de viață al lor.